Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre depunerea trimestrială a declarației 112. Se modifică din oficiu perioada fiscală de la lună la trimestru din octombrie 2011, însă în luna noiembrie s-a depus declarația 112 pentru luna octombrie, care trebuia să fie depusă în ianuarie 2012. Contribuțiile aferente au fost virate tot în luna noiembrie. Cum se corectează eroarea făcută? Se rectifică declarația prin declarare cu zero și apoi în ianuarie se va depune cu sume datorate? Cum se corectează anexele 1.1 și 1.2? Răspunsul specialiștilor portal contabilitate. Conform articolului 296 indice 19 alineatul 1, persoanele fizice și juridice prevăzute la articolul 296 indice 3 litera E, la care își desfășoară activitatea sau se află în concediu medical, persoanele prevăzute la articolul 296 indice 3 litera A, literele A și B, și entitățile prevăzute la articolul 296 indice 3 litera E, literele F și G, sunt obligate să depună lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuțiile, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Așadar, regula este declararea lunară a contribuțiilor până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează. Prin excepție, se prevede la alineatul 1 indice 1 al aceluiași articol, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la articolul 58 alineatul 2, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecare luni a trimestrului până la data de 25, inclusiv a lunii următoare trimestrului. Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru. Potrivit instrucțiunilor de completare a formularului declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, aprobate prin hotărârea de guvern 1397 pe 2010, declarația rectificativă se utilizează pentru corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați. Modificarea unor elemente de identificare a asiguratului, modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și punctajul asiguratului în sistemul public de pensii pentru situația când a fost omisă înscrierea unor asigurați sau în cazul în care asiguratul asigurații au fost înregistrați fără temei și este necesară reluarea respectivei înregistrări. Corectarea altor informații prevăzute de formular. Așadar, declarația rectificativă se utilizează pentru corectarea, modificarea informațiilor mai sus redate, nu pentru depunerea înainte sau după termenul de depunere. În cazul prezentat, considerăm corect că societatea să depună declarațiile aferente lunilor noiembrie și decembrie 2011 până la data de 25 ianuarie 2012, fără a depune declarație rectificativă pentru luna octombrie, întrucât termenul de 25 inclusiv al lunii următoare trimestrului este un termen limită, nu un termen fix, până la care există obligația depunerii declarației pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor. Astfel, declarația nu poate fi depusă mai târziu de această dată, dar mai devreme ea poate fi depusă. Totodată, depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru. În consecință, întrucât până la data de 25 noiembrie 2011 au fost declarate impozitul și contribuțiile aferente lunii octombrie 2011, pot fi declarate până la data de 25 ianuarie 2012 impozitul și contribuțiile aferente lunilor noiembrie și decembrie 2011. De asemenea, până la această dată veți efectua și plata impozitului și a contribuțiilor sociale.